glorie și slavă Celui ce este dulceața întrunirilor noastre. El dă gust adunării. De n-ar fi Domnul, ce n-ar fi jertfa lui Iisus Hristos, degeaba. Degeaba ar veni să ne vedem fețe. Degeaba am vrea să scoatem noi ceva în evidență. Este zadar. Dar Dumnezeul nostru este Cel ce dă dulceață. El este Cel ce dă sens vieții. Amin. Slăvit să fie Domnul. Amin. Dragii mei, vreau să citesc câteva versete din Psalmul 84. Versetul 4, 5 și 6. Psalmul 84, versetul 4, 5 și 6. Ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Ferice de cei ce își pun tăria în tine, în a căror inimă locuiesc încrederea. Și acum versetul 6. Când străbat aceștia Valea Plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare. Și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Amin. Amin. Vedeți dumneavoastră, din punctul de vedere al împrejurărilor, oamenii se împart în două. Sunt unii oameni pe care îi schimbă împrejurările pe ei. Și oricât ar avea înainte de împrejurare, când ajunge în împrejurarea respectivă, cum e cazul nostru, textul de față, care l-am citit, când străbat acestea Valea Plângerii, oricât îi merge de bine până la acest moment, când ajunge el în pasul acesta și momentul acesta al Băii Plângerii, și el să plânge. Nici lui nu-i ajunge, și el are lipsă, și el este necăjit, și de el îi vai, și de el toate necazurile și pe el. Dar sunt alte categorie. Și fiecare din acea categorie să fie toți ce sunt pe casa lui Dumnezeu. Pentru care Biblia spune și Cuvântul lui Dumnezeu și Fiul lui corespune că cei ferici de cei ce sunt pe casa lui Dumnezeu. Căci ei pot să mai să laude pe Dumnezeu. Dar și în afara acestea. Prefac Valea Plângerii într-un loc plin de izvoare. Ați vrea să ne rugăm pentru noi înșine. Doamne, când ieșim din locul acesta, unde aici e ferice. Dacă ieșim acolo unde e vaide, chinuri, probleme, tensiuni, probleme de tot felul, să o prefacem noi, dintr-o vale a plângerii, într-un loc plin de izvoare. Ați vrea să fie lucrul acesta realitate pentru poporul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta și zic, Dumnezeu să ne binecuvinteze cu putere și cu tărie de la El. Amin. Vă rog să vă ridicați.